și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Toate se află în stăpânirea Ta, Doamne, și nimeni nu se poate împotrivi voinței Tale. Căci Tu ai făcut cerul și pământul și toate câte sunt cuprinse în ele, Tu ești stăpânul Universului. Ce ar fi viața noastră fără credință? Am venit aici în casa Domnului, în ziua Domnului, pentru a alimenta credința din noi, pentru a reuși să mergem mai departe și să traversăm viața în prezența și cu ajutorul lui Dumnezeu. La această sfântă liturghie îi cerem, în sintonie cu apostolii pe care vom auzi în Evanghelie, să mărească în noi credința. Acum, la început, ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu vrednicie și folos pentru sufletele noastre la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria, gloria,
născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în iubirea Ta nesfârșită, Tu le dăruiești celor care Te imploră mai mult decât merită și doresc. Te rugăm, revarsă mila Ta asupra noastră, eliberează-ne conștiința de tot ce o neliniștește și dăruiește-ne ceea ce nu îndrăznim să-ți cerem în rugăciune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. Cel drept va rămâne în viață datorită credinței lui. Citire din cartea profetului Habacuc. Până când Te voi chema în ajutor, Doamne, fără să mă asculți? Până când voi striga din pricina silniciei, fără ca Tu să mă eliberezi? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea, iar Tu stai și privești la nedreptatea care ni se face? Văd în fața ochilor jaf și silnicie, se dezlănțuie certuri și izbucnesc neînțelegeri. Atunci Domnul mi-a răspuns: așterne în scris viziunea pe care ai avut-o. Scrie clar pe table, ca să se poată citi cu ușurință. Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât. Ea se îndreaptă spre împlinirea ei și nu minte. Dacă ți se pare că întârzie, așteaptă-o. Ea va veni cu siguranță la vremea ei. Iată, cel care nu are sufletul drept va pieri, iar cel drept va trăi în viață datorită credinței lui. Cuvântul Domnului. Să ascultă astăzi glasul Domnului, nu vă împietriți inimile voastre.
să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu cântece de laudă și în cântări de psalm să îl preamărim. Să ne închinăm și să ne plecăm în fața Lui, să îngenunchem înaintea Domnului Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul, turma pe care mâna Lui o povățuiește. Ascultați glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustiu. Acolo m-au pus la încercare părinții voștri, m-au pus la încercare deși au văzut lucrările mele. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, îți reamintesc, aprinde din nou darul lui Dumnezeu pe care l-ai primit atunci când ți-am impus mâinile. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci un duh de putere, de iubire și de înțelepciune. Nu te rușina, deci, să dai mărturie pentru Domnul nostru. Nu te rușina nici de mine, care sunt în închisoare pentru El, și ajutat de puterea lui Dumnezeu, ia parte împreună cu mine la suferința pentru Evanghelie. Ia ca îndreptar sănătos învățătura pe care ai auzit-o de la mine, în credința și iubirea pe care o avem în Hristos Iisus. Ție ți s-a încredințat tezaurul Evangheliei. Păstrează-l neatins prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Cuvântul Domnului. Acest cuvânt este Evanghelia care v-a fost predicată. Și evlavie să luăm aminte la citirea din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp apostolii au spus Domnului,
dă-ne mai multă credință. Domnul le-a răspuns, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați putea zice acestui dud, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și el va asculta. Care dintre voi, dacă are un servitor la arat sau la păscut oile, îi va zice când se întoarce de la câmp, vină îndată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă, pregătește-mi de mâncare, suflecă-ți haina și servește-mă până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Și va trebui oare să-i mulțumească servitorului, pentru că acesta a făcut ceea ce i s-a poruncit? La fel și voi, după ce veți fi făcut tot ce vi s-a poruncit să spuneți, suntem niște servitori nevrednici, n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, dragi seminariști, nu odată ni s-a dat să auzim din partea cunoscuților, prietenilor, sau poate chiar ni s-a întâmplat și nouă, să ne plângem de greutățile acestei vieți și să mărturisim cu sinceritatea inimii că nu mai putem, că este atât de greu și că totul parcă merge spre rău în viața proprie. Și totuși există oameni care, în fața acestor greutăți, reușesc să depășească problemele, să găsească motivații suficiente pentru a merge mai departe și chiar să-și trăiască viața într-un mod fericit și constructiv. Fiecare astfel de ocazie nefericită în viață, fiind o oportunitate de a crește, de a clădi acel edificiu spiritual necesar fiecărui om în viață. Sunt oameni care, exact ca și cum ar ajunge la o intersecție, unde scrie totul merge spre rău și totul merge spre bine, încotro ne îndreptăm noi în viață, atunci când suntem la astfel de intersecții. Alegem să vedem răul din viața proprie, preponderent, sau reușim să vedem binele și binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă în viața noastră. Un cunoscut rabin, Cușmăr pe nume, într-o carte pe care a scris-o, Când lucruri rele se întâmplă oamenilor buni, povestește o experiență, o întâmplare din viața sa proprie, în care a fost invitat la două ceremonii de înmormântare. Când a ajuns la casa primei defuncte, era o mamă care își trăise viața, ajunsese la o vârstă venerabilă, avusese succes în viață, cum spunem noi, și acum și-a dat obștepstul sfârșit. Când a ajuns la casă, fiul răposate l-a întâmpinat pe rabin și a început să-și reproșeze sieși. Dacă nu aș fi dus-o pe mama mea în ținutul acela mai cald, pentru că a avut de călătorit așa de mult cu avionul, nu ar fi murit. Eu sunt vinovat de moartea mamei mele. Și rabinul a încercat să încurajeze acel tânăr, că în viață nu toate lucrurile putem să le știm și că nu toate depind de noi. A terminat ceremonia și a mers la casa celui de-al doilea răposat. Acolo a ieșit în întâmpinare fiica răposatului, care i-a spus, trebuia să o duc, trebuia să-l duc pe tatăl meu într-un ținut mai cald, pentru că sănătatea nu-i permitea să stea în această zonă rece, iată, deja a nins afară.
este vina mea că a murit tatăl meu. La care rabinul, având aceste două experiențe, în care amândoi copiii se simțeau vinovați de o realitate care nu depindea în fapt de ei, a scris următorul lucru, un argument psihologic, că de multe ori noi oamenii privim printr-o anumită fereastră a vieții noastre, pe care el, acest rabin, a denumit-o fereastra regretului, a regretelor. Și ne gândim că poate ar fi fost mai bine să trăim într-o parte a lumii, să ne naștem într-o altă familie, să avem un alt partener de viață, să alegem un alt drum în viața proprie. Și exemplele ar putea continua. Și atunci omul parcă se oprește și privește prin această fereastră imaginară a regretelor. Și nu-și trăiește viața în realitate. Nu privește viața prin fereastra realității, a lucrurilor așa cum se petrec în viața reală. Și se scaldă în astfel de regrete, în astfel de ocazii pe care poate le-a pierdut, ratând astfel să trăiască momentele care îi sunt oferite în viață. Noi prin ce fereastră privim viața? Fereastra regretelor? Fereastra greutăților, a păcatelor? Sau prin fereastra realității? Biserica ne invită astăzi să privim toate evenimentele din viața noastră și evenimentele lumii în general printr-o altă fereastră, și anume prin fereastra credinței, singura capabilă să ne ajute să privim într-un mod just viața și să acceptăm tot ceea ce ea ne oferă, bucurii și suferințe, necazuri și împliniri. Și face acest lucru propunând trei lecturi pe care aș dori să le parcurgem tocmai din această prismă. Și toate au aceeași temă, a credinței. Avem prima lectură luată din cartea profetului Habacuc, un profet care a trăit într-o perioadă destul de dificilă din istoria poporului evreu. E vorba de asedierea Ierusalimului de către Nabucodonosor, regele Babilonului, anul 597. Studenții teologi pot confirma. După această dată, știm, s-a întâmplat acea deportare a evreilor în Babilon. Trăiește așadar această dramă. Nu exista pace în sânul poporului evreu. Evreii parcă își pierduseră credința în Dumnezeu, care i-a ales dintre celelalte popoare și i-a făcut poporul preferat. Și iată, se întâmplă aceste rele. Mai mult, profetul Habacuc nu poate înțelege cum Dumnezeu se folosește de niște păgâni, de niște oameni care, în concepția lor, nici măcar nu aveau demnitatea de om. Se folosește de ei, necredincioși, pentru a-i pedepsi pe ei, poporul ales de Dumnezeu, popor credincios și prea iubit de Domnul. Nu poate intra în mentalitatea proprie. Și adresează niște cuvinte, la prima vedere, dacă am fost atenți, chiar dure, poate impertinente față de Dumnezeu, și reproșându-i Domnului că nu mai este alături de popor. Până când te voi chema în ajutor, Doamne, fără să mă asculți? Până când voi striga, fără ca Tu să mă eliberezi? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Și aici poate cuvintele cele mai aspre. Iar Tu stai și privești nedreptatea care ni se face. În fața ochilor văd doar jaf și silnicie. Certuri izbucnesc neînțelegeri. Reproșuri vii pe care profetul Habacuc are curaj să le adreseze Domnului. Pe un astfel de ton, aproape certăreți cu Domnul. Care este rezultatul? Care este răspunsul pe care îl dă Domnul prin gura profetului Habacuc? Așterne viziunea aceasta în scris, pentru ca să aibă acces toți. Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât. Despre ce viziune este vorba? De judecata finală. Că Dumnezeu permite și răul și binele această viață să conlocuiască împreună, dar la sfârșit, la judecata finală, acolo se va face trierea.
Cei buni vor merge în odihna veșnică, paradisului, iar cei răi vor arde în focul Ghehenei. Se îndreaptă această promisiune a dreptății finale spre împlinire. Nu minte. Dacă întârzie, tu așteaptă. Ea va veni cu siguranță la vremea potrivită. Cuvinte pline de speranță prin care Dumnezeu răspunde într-un mod genial plângerii pe care profetul Habacuc și implicit tot poporul evreu i-o adresa Domnului în această perioadă de strâmtorare în fața babilonienilor. Avem un prim răspuns al credinței față de greutățile vieții prezente. Un al doilea răspuns îl găsim în lectura a doua, luată din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Timotei, în care, foarte interesant, Sfântul Apostol Paul, aflat în închisoare, privat de libertate, îi îndeamnă pe ucenicii săi, prin Sfântul Timotei, să-și mărturisească cu mult curaj și înflăcărare credința. E foarte interesant acest lucru. El, care era închis, îi îndeamnă pe ceilalți să fie plin de curaj în mărturisirea credinței în Iisus Hristos. Nu te rușina, îi spune lui Timotei, să dai mărturie pentru Domnul nostru. Nu te rușina nici de mine, care sunt în închisoare, spune Sfântul Apostol Paul. Tu vestește-L pe Hristos pentru că vei fi ajutat de puterea lui Dumnezeu. Un al doilea răspuns al credinței. Chiar și atunci când trecem prin momente dificile, avem datoria de a ne mărturisi credința, oriunde ne-am aflat. În orice ipostază ne-ar trimite viață. Mărturisește-ți credința în public, creștinule. Mărturisește-ți credința și din credință vei primi puterea și ajutorul lui Dumnezeu pentru a trece mai departe, pentru a răzbi în viață. Și în sfârșit, răspunsul divin al lui Iisus Hristos la aceeași frământare a vieții și a credinței. Un răspuns pe care îl dă de această dată apostolilor săi, care îi cer mai multă credință. Dă-ne, Doamne, mai multă credință și atenționează. Dacă ați avea credință măcar cât un grăunte de muștar, ați putea zice acestui pom, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare. O credință operantă, o credință care produce roade, o credință puternică, indiferent cât de mică ar fi ea, dacă există în sufletul nostru, ne poate da această putere încât să mutăm și copaci și munci și orice barieră ar fi în calea mărturisirii credinței noastre. Se spune că un locuitor din Tibet și-a propus să escaladeze un munte mai abrupt și înalt și să ajungă la o mănăstire de care auzise el că e renumită și că acolo se poate obține secretul păcii și a liniștii interioare. Omul nostru a plecat, însă spre după amiază s-a pornit o ploaie, furtună, tunete și fulgere. Omul nostru a tot mers așa până s-a întunecat, dar parcă simțindu-și capătul puterilor s-a oprit la un han, era deja noapte, unde a comandat ceva de mâncare și apoi s-a culcat. Dimineață încă nu era lumină de plină când omul nostru era deja gata de plecare. Hanciul i-a spus, omule, dar tu nu vezi afară ce vreme este? Ploua în continuare, tunete și fulgere. Mai rămâi aici să treacă această vreme. Nu are rost să te avântezi. La care tibetanul îi răspunde hanciului, sufletul meu deja a ajuns la destinație, la mănăstirea aceea pe care doresc să o vizitez și unde doresc să aflu acest secret al păcii interioare. Așa că picioarele vor merge cu ușurință după sufletul care este deja la mănăstire. Iubiți credincioși, dragi seminariști, așa ar trebui să fie credința în viața proprie. Să fie ca un far călăuzitor în viață. Să fie acel imbold interior,
acel drum deja parcurs sau un ghid care este deja în fața noastră și pe care noi trebuie să-L urmăm. Iisus Hristos a mers înaintea noastră. Ne-a arătat calea care duce spre mântuirea proprie. Deja avem drumul deschis așadar, noi trebuie doar să parcurgem. Atunci când sufletul este pasionat de Dumnezeu, când în sufletul nostru este cu adevărat credință, toate evenimentele vieții le vom privi printr-o altă fereastră. Nu a regretelor, nu a greutăților proprii, nu a relelor care ni se întâmplă, ci prin fereastra credinței. Și atunci, dacă avem curajul să deschidem această fereastră, viața noastră va fi aerisită. Dumnezeu va pătrunde și cu Dumnezeu în viață vom străbate căile existenței noastre, sigur fiind că la sfârșit, la judecata finală, vom fi primiți în rândul sfinților și aleșilor, tocmai pentru că am avut acest curaj al credinței și împreună cu Domnul am parcurs drumurile vremelniciei și am ajuns în veșnicie. Dă-ne, Doamne, mai multă credință, să ne rugăm împreună cu apostolii. Domnul să mărească în noi credința pentru a face față și pentru a privi tot ceea ce Dumnezeu ne oferă prin prisma credinței, prin prisma divinității care dorește ca noi să avem viață și Dumnezeu este mereu alături de noi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut. Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Și s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Fraților preiubiți, prezența astăzi la masa cuvântului și a trupului Domnului, să-i cerem împreună harul credinței pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul Măririi, Domnul Păcii, binevoiește a răspândi împărăția Ta pe tot pământul. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a da credincioșilor Tăi harul să înțeleagă valoarea marelui dar al credinței și să-Ți aducă necontenit mulțumire pentru el. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le da convingere neclintită celor șovăielnice în credință și lumina harului Tău celor care nu Te cunosc. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le da nădejdea fericirii cerești celor mâhniți și celor greu încercați. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a ne întări speranța că, primindu-Te cu iubire în Sfânta Euharistie, Te vom putea întâmpina cu bucurie atunci când vei veni în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Veselește sufletele celor răposați cu vederea slavei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care întrupându-Te din Fecioară, Te-ai făcut asemenea nouă,
la venirea Ta glorioasă, fă-ne, te rugăm, asemenea chipului măririi Tale, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește jertfa orânduită după porunca Ta, iar tainele sfinte pe care le celebrăm aducându-ți slujirea cuvenită, să împlinească în noi lucrarea Ta de răscumpărare și de sfințire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu L-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, I-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și L-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arcanghelii, îl laudă într-un singur glas. Yeah.
și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău o jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, omestil, învierea ta, Doamne, mărturisim. Doamne, moartea ta. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a cururi de mărirea Ta împreună cu ei,
prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amen. Plin de credință, acum îndrăznim să ne adresăm Tatălui nostru Ceresc, așa cum ne-a învățat Iisus Hristos. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi mai mult și să vă
Dumnezeu, cele necuprinse ascunde, taina pâinii și a vinului, și pe altare coboară între oameni, cu trup și sânge să se dăruiască. Dumnezeule atotputernic, Tu ne-ai hrănit cu pâinea vieții și ne-ai desfătat cu potirul bucuriei. Dă-ne, Te rugăm, harul ca astfel să devenim tot mai asemănători cu Fiul Tău, pe care îl primim în sfânta împărtășanie, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm.
Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre. Ale lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu. Cei care doriți, la biroul parohial puteți găsi revista Lumina Creștinului pe această lună. După amiază, după liturghia tinerilor, se fac înscrieri și reînscrieri pentru cei care doresc să facă parte din organizația Acțiunea Catolică, în special dintre tineri. Vă doresc în această săptămână și în această zi binecuvântată să găsiți cât mai multe oaze de pace și liniște interioară în care să aeresiți și să alimentați credința dumneavoastră. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh! Jertfa Sfintei Liturghii s-a încheiat, mergeți în pace! Amin.